Hello! Salut! Salut! Să trăiești, bine ai venit! Ce baterie frumoasă ai! Mersi! Cu ea ne plimbăm astăzi. Excelent! N-am mers niciodată cu o mașină electrică. Nici serios? Odată. Nu. O să ai o surpriză. Da? Da, o să ai o surpriză. Abia ai mâncat, ai zis? Da. Am înțeles de la Vio că s-ar putea să fie o problemă. Da, să știi că în timp ce mâncam mă gândeam la asta, că s-ar putea să fie o problemă. Da, na. O să fiu blând, promis. Îi schimbăm interiorul, nu contează, îi mai pun o opțiune pe interior. Da. Nu, că ai mod chilling. Ai modul chilling, da? Eu am altă anxietate. Și anume? Să nu rămânem fără baterie. Păi da, asta am eu baterie la telefon, mă gândesc că pot să încarc, nu pot să încarc de la telefon. Știi că m-am gândit la chestia asta, dacă... M-am gândit la chestia asta. E excelent. Te rog. Păi trebuia să închizi asta de mână, să nu mai consume. Eu am vrut să te las. Am vrut să te las chiar să conduci, dar dacă mi-ai zis că nu... Oricum, dacă se întâmplă ceva cu mașina, ceea ce sper să nu se întâmple, trebuie să facem foarte mult stand-up pentru... ca să plătim. Mă rog, tu să faci stand-up și eu poate mă apuc. Și tu să plătești bilete la stand-up pe care fac eu. Și eu să plătesc bilete, exact. Bănuiesc că toată pielea din mașină este vegană. Dacă vrei, îl sunăm pe Elon Musk să-l întrebăm. Eu nu cred că Elon Musk a sugrumat vreun viezure ca să pună piele în mașina asta. Dar foarte, foarte frumoasă zona asta. Apreciez zona asta. Da, designul e foarte mișto, că nu-ți dai seama de ce să tragi prima dată. Da, exact asta spun. Bravo, domnule, ne-a prostit extraordinar, ne-a prostit Elona. Că și-a schimbat numele în Elona. Știu. Elona ne-a prostit bine de tot cu mașina asta. Băi, nici eu nu mă așteptam să fie atât de luxury, știi, atât de luxoasă. Adică am crezut că ok, e mașină electrică, ține mult bateria, are televizorul ăsta. Da, păi ani de zile n-am avut televizor atât de mare acasă. Da. Aveam, când eram copil, avea bunica un televizor sport, bucătărie, care era mai mic decât asta. Bravo, așa. Elona! Bravo, Elona! Știu, ce face asta? Apasă pe ea. Uite aia pe acolo, dacă vrei. Dacă ai zis că ai avut o seară... Da, am nevoie de apă. Dacă ai nevoie, apeși pe sau. Hidratarea este secretul. Și avariile, uite, le-a pus aici. Da. Că nu prea mulțumești. Foarte, foarte românește. Asta e butonul de mersi, frate. Da, normal. Mersi, frate. Dar nu se strică niciodată Tesla. Nu? Sper să nu se strice. Păi nu, dar trebuie să mai parchezi din când în când unde nu e loc de parcare și atunci. Scuze, frate. Are și parcare automată și autopilot. Dar n-am încredere, am încercat pe drum până aici. N-am încredere în ea, îmi vine să o țin eu. Dacă vrei, încercăm. Da. Pe drum drept. Da, are modul București de parcare, adică știe să parcheze pe trotuar, pe treceri de pietoni, adică știe, are parking plus. Modul de dracu de pietoni are modul ăsta? Nu. Sau se parchează numai unde înțelege ea că ar fi loc pe bune de parcare? Nu l-au băgat, dar uite, cu nu podcastul ăsta, că nu e un podcast, poate... Așa se și numește de asta, dar nu e un podcast, nu? Nu podcast, așa. Nu podcast, așa. Poate cu review-urile astea pe care le facem acum, oricum ăsta e modelul din 2017, am mai scos un model nou. Da. Trebuia să filmăm inițial într-o Tesla Model S cu 1000 și ceva de cai, asta are doar 770. Dar nu se simt. În condițiile astea nu mai lucrez. Faci joc de mine, mă duci la sub 1000 de cai. Serios? Acum eu am crezut că eu plec, în momentul ăsta plec. Nu am ce bătaie asta de joc. Doar 770 de cai. Care o merge pe cai ăștia? Nu, mă rog, hai să mergem. Stai așa să vedem cum facem. Asta m-au întrebat și băieții, și cum pornești mașina? Da, chiar. Te urci în ea. Te urcine își dai cu spatele. Da, nu e de la Dumnezeu asta, că n-are nici... Mereu am chestia asta, fiind învățat, putea să pun un băț aici, un băț prost, doar un băț ca să-i de ce să te ții. Să nu facă nimic, știi? Da. Dar nu e de la Dumnezeu, că nu faceți gumă deloc. Nu? Nu. Păi dacă vrei putem, uite... Nu pot să-i bagi, nu pot să dau play la un motor de ceva? Nu, dar uite, putem să facem altceva. Fii atent ce putem să facem, care are o funcție. Stai așa, scoatem semnalul. Are o funcție aici. Uite, mă, ți arată cum se mișcă mașina pe lângă. Păi da, de-aia zic că are autopilot. Uite, fii atent. Intrăm aici și putem să dăm pe modul Santa Mode, că oricum sunt la Crăciun așa, tot anul, și dăm pe Jingle All The Way. Și ninge pe mașină. Uite, vezi că se aude ceva. Da, doar asta, doar că se aude sau... Nu putem să dăm drumul la ventilator sau... Ba da, da, joacă-te pe aici, ia, fii atent. Gata, dă drumul la AC. Dar sper că știi să împingi. Deci ori transpir înăuntru, ori transpir împingând. Ori transpir, ori împingi, vezi, bagă un pic de rece, ai că bagă, a început să bagi. Păi da, dar e prea, e 24, e prea mult. Fetelor le place mai cu friga și mai cu cald. Hai să fim și noi băieți, să-mi dăm pe un 21,5, da. A, dar dacă dau mai rece se consumă bateria, mă. Eu nu cred că aș putea să trăiesc cu așa ceva. De ce? Pentru că eu am păcatul ăsta că mă gândesc la prea multe chestii, știi? Overthinking din Ok. Și mașina asta nu face decât să-ți provoace overthinking. Adică tot timpul să mă gândesc, stai, Știi câtă baterie avem? Asta? 65%. E, uite, în primul și în primul deci în primul 65% mie la telefon îmi provoacă anxietate. În momentul în care mă duc cu bateria spre 50%, mi se pare că mi s-a terminat bateria la telefon, deși la jumate. Da, se întâmplă. Și deci am anxietate la 50% la telefon. Dacă aș avea mașina la 50% și plus că după aia să mă gândesc la asta, stai puțin că dacă dau un grad mai frig, consumă mai multă baterie. Dau sau nu dând ștergătoare acum, că am 48% baterie. Adică să mă gândesc tot timpul la... Ștergi sau nu ștergi parbriz? Da. Înțelegi? Mamă, auzi, aș vrea să-l stric pe ăla, dar hai să nu dau geamul jos, că îmi consum bateria. Nu cred că aș putea, pe cuvântul meu, nu cred că aș putea. Da, oricum, anxietatea asta am avut-o de când am luat mașina, până am ajuns și mă gândeam, bă, ok, am luat-o la 75%. Am mers cu ea, a ajuns la, uite, 64%. Mamă, vezi că e roșu și dacă treci pe roșu, consumă baterie. Ai două pisici fără păr? Da. Da. De ce ai două pisici fără păr? Pentru că am și nevastă. Ea m-a convins cu animalele. Eu... Asta e modul Christmas, se pare. Ok, hai să nu mai... Hai, scoate... Nu, de aici controlăm mașina. Hai că avem un pic de spațiu, voiam să zic de kick-in. Da. Da? Stai că uite, a venit asta. Hai de... Asta vezi care e senzația. Mi s-a tastat ciorba în burtă. Ce ciorbă ai mâncat? De la ciorbărie. Am mâncat o ciorbă de făcuță și o ciorbă de perișoare. Te-ai certat cu nevasta? Nu. Deci, nu, Doamne ferește. De ce nu comanzi? Ea nu-mi gătește mie acasă. Nu? Serios? Eu nu-i fac glume. Păi aveți business cu... Păi tocmai de aia, pentru că știi că era un banc. Era un banc... da, că vine striptoza, stripărița. Striptoza sună ceva în care pui cartofi. Striptoza. A dus striptoza. Da. Vine stripărița acasă. Intră în casă, încuie ușa, se descalță, se dezbracă și în timp ce se dezbrăca făcea, mamă, iarăși muncă. Nu gătește acasă. Nu gătește acasă și eu nu-i fac lumea acasă. Ceau. Hai, bă. Ce e asta, mă? Tot când dă semnalul face și chestia asta. Uite, facem dreapta. Așa că... Că asta le trebuie la români, să fie descurajați să semnalizeze. Asta le trebuie, nu? Că băi, așa se semnalizează în București, de rupe și atunci lasă să mai facă și mișto de tine că semnalizezi. Nu e, mă, ăsta Elon Musk, îți jur eu că e cel mai mare bebeluș din lume. Nu, dar gândește-te că oamenii în anii 80-90 se gândeau, ok, o să avem mașini electrice. Da. Vine Elon Musk, pune bășină pe mașină, ești da. Adică, e... Da, a zis, luava și viitorul un râs să-mi iau. Ia uite, ia semnalizați un pic. Da. Deci nevasta mea m-a convins cu pisicile. Bravo, nu, e bine e mai okay asta. Să nu încerc să mă iau în serios. Imediat cum încerc să mă iau în serios, să mai semnalizez. N-am avut animale niciodată și ea a tot avut animale și îi plac foarte mult pisicile și m-a convins să luăm pisică. Și la început am avut una cu păr și okay, a murit, din păcate, mota nu. Dar mi-a plăcut foarte mult și după aia m-a luat una și după aia încă una fără păr, ceea ce este magic să n-aibă păr pisicile, este absolut minunat. Deci ți-am zis că ăsta nu este un podcast, da, toată lumea zice că e podcast. Bă, ce da, bine că nu e podcast. Dar știi că dacă mă căne ca un podcast și merge ca un podcast, e un podcast. Nu, deci nu e un podcast obișnuit cu întrebări din aia. Da. Adică, uite, prima întrebare pe care ți-o pun din această emisiune, așa, care nu este podcast, se numește Crăciun tot anul, este: cum vă vin ideile atunci când faceți glume? Mamă, tu chiar vrei să mă faci să mă dau jos? Tu chiar vrei să mă faci să descoperi de unde se deschide ușa asta, nu? Dar te rog eu mult, pot să accelerez un pic, că vreau să mă dau jos din mers. Vreau să mă rănesc în momentul care mă dau jos, nu vreau să mă dau jos în timp ce stăm. Da, nu, îți dai seama că a fost o glumă, nu te întreb. Știu, chiar mi-am dat seama că nu ești serios la întrebare. Era să mă panichez și după aia zic, stai mă puțin, că omul e mai deștept de asta, nu cred că îmi pune întrebarea asta efectiv. Noi am început light așa cu pisicile. Da, cu pisicile, mai luat cu pisicile prin învăluire. A venit aproscalipsa? Da. A venit, nu? Păi, astea sunt vremurile pe care trăim. Efectiv, aproscalipsa. Am avut... În specialul ăla am avut o glumă care efectiv s-a adeverit. Deci efectiv s-a adeverit asta cu încrederea pe care au căpătat-o oamenii proști când și-au dat seama cât de mulți sunt. Că înainte de Facebook, aș zice, nu înainte de internet, înainte de Facebook, okay, pentru că internetul e una, Facebook-ul e alta. Înainte de Facebook, oamenii idioți nu știau cât de mulți sunt. Erau oarecum, ca asta ziceam acolo în special, că erau înconjurați de oameni mai ok și izolați unul de altul. Și trăiau cu oarecare jenă, oarecare apăsare că bă, eu sunt cam prost. Și de când a apărut Facebook-ul, au văzut, stai puțin că suntem foarte mulți proști. Înseamnă că avem dreptate. Și s-ar putea să avem dreptate și au prins foarte, foarte multă aroganță. Și asta este aproscalipsa de care vorbeam, faptul că proștii au prins foarte multă încredere. Da, de unde... Și exact chestia aia de, ai văzut că cea mai evidentă formă de chestia de asta e asta cu când scriu greșit oamenii și dacă le atrage cineva atenția că scriu greșit, ai văzut că zic, dar ce contează? Bă, ai înțeles mesajul? Deci adică se vede foarte clar că tu nu știi limba română și cel mai amuzant lucru este să vezi oameni care sunt naționaliști scriind greșit în limba română. Aia mi se pare cel mai delicios lucru, știi? Adică în momentul în care tu țipi acolo cu majuscule despre patrie și neam și nu știu ce, și tu nu știi să scrii limba pe care limba ta, bă, limba noastră e o comoară. E așa. Da, deci asta s-a întâmplat. S-a întâmplat aproscalipsa. Trăim în vremurile astea de aproscalipsa. Deci a început, da? Da, a început aproscalipsa. De când proștii au prins încredere. Cu iodul, cu benzina, motorina. De-aia mergem cu Tesla. Da. Da, păi oamenii se panichează. Cu uleiul? De ce mă ulei? Nu știu, și eu m-am întrebat asta. Eu eram plecat din oraș, eram în țară cu show-urile și când am auzit asta cu uleiul, efectiv am rămas nedumerit. Nu mi-am dat seama exact. Și după aia am înțeles de ce. Are mai multe funcții? Eu m-am gândit la asta, Nu, e faza că s-a rostogolit pe WhatsApp o dezinformare că așa au plecat toate, că sunt niște manevre, că bulgarii au trecut prin exact acel lucru cu 2 săptămâni. Deci dacă vrei să știi ce urmează să se mai panicheze oamenii și să vrea să cumpere, uite-te în Bulgaria. Că în Bulgaria au făcut exact aceleași manevre cu 2 săptămâni înainte. Ok. Exact aceeași manevre făcută la fel, prin exact aceeași tip de oameni, prin exact aceeași metode, i-au panicat întâi cu benzina și după aia cu mâncarea. Ce crezi că urmează? Nu știu, că nu am vorbit cu bulgari, n-am niciun prieten bulgar, dar mă aștept să vină iar cu hârtia igienică. Show-urile de stand-up, cum ar fi să se înghesuie oamenii? Se înghesuie, să știi deja. Te rog frumos, domnul Crăciun, da? Se înghesuie deja oamenii. Băi, știi ce mi-ar plăcea? Deci mi-ar plăcea să se termine odată și cu războiul ăsta, să fie pace. Da, ar fi plăcut. Ar fi, într-adevăr, adică mi se pare că a venit totul prea... O opinie controversată, dar și eu sunt de aceeași părere. Ar fi mai bine să nu mai fie război. A venit totul prea așa, abia scăpasem de pandemie, abia era totul... Uite, asta la noi, că noi suntem mai afectați că e Ucraina aproape, dar eu de-abia aștept să ajung în Anglia. Pentru că, cu show-uri acum, pentru că în Anglia s-a terminat pandemia Dar n-a început războiul ăla. Și ăla e că e frumos, știi? Că ăla e doar s-a terminat pandemia, n-au război la gard. Da, da, așa e. Dar așa este, a fost exact, deci a fost așa exact în momentul în care s-au ridicat restricțiile, da, exact în momentul ăla. Când ziceam că râdeam cu băieții că ziceam, bă, dacă nu era războiul ăsta, în momentul în care se ridicau restricțiile, eu mă așteptam să văd oameni care fac sex pe stradă, adică asta am zis și eu, Woodstock, exact, din nou, deci exact. O să fie, poți să ne pupăm cu toți în cur, deci nu mai contează absolut nimic. Da. Și eu aștept să se termine și cu războiul și să fie. După 2 ani de presiune cu restricțiile, era momentul ăla când s-au ridicat toate restricțiile, era momentul în care să fie vorba ta Woodstock la universitate, da. Cum ar fi, uite aici. Da. Ar fi senzațional să fie, dar să vină și politicieni, să vină stand-up, să vină toată lumea, să nu mai conteze absolut nimic. Oameni care fac sex acolo pe statuia aia. Beți morți. Mergem în Romană să facă sex pe bila de la ASE, adică dărâmă bila de la ASE. În echilibru plecat. Tu ai făcut ASE-ul, nu? Da, dar nu știam că mă ataci. Eu am crezut că vin la emisiune prietenoasă, nu că mă ataci personal. Băi, să știi că m-am gândit dacă să zic chestia asta sau nu. Ce? Nevastă mea e profesoară la ASE. Dar nu la... Cred că are o mare păcatele lui. Nu la management acest. Da, eu nu consider că am făcut asta. De ce zici? M-am dus undeva o vreme și după aia mi-au promis că îmi dau o foaie, pe care nici n-am ridicat-o. Eu nu mi-am luat diplomat la ASE. Nu ți-ai luat... Mă rog, ți-o dă peste un an, n-am înțeles chestia asta. De ce ți se dă peste un an? Pentru că trebuie să stea la copt. Trebuie să se asigure că se face diploma cum trebuie. Da, e o diferență între sistemul de educație din stai așa să dau, că vorbim serios acum. Da. Așa? Are și pe tipuri, când asta ne oprim, o să vezi că asta reprezintă un tip, asta reprezintă altceva. Okay. Deci vorbim serios. Da, oare Elon Musk a avut un băiat la Bășini, a avut un fart specialist, cineva trebuie să fie gândit sunetele astea există. Trebuie să fie un fart specialist, a fost un fartist. Știi, zice, se aude. Nu. E aproape, close, but nu cigar. Cu stropi. Da, da. Asta. Au avut meeting-uri, îți dai seama că a trebuit să fie. Oh shit, am intrat în pasaj, ni se aprind luminile. Asta înseamnă 63%. Asta înseamnă și mai puțin. Au avut întâlniri, nu aveau cum să n-aibă întâlniri la care au ascultat sunete de Bășini și le-au discutat foarte zi. Dacă ăsta intră sau ăsta nu intră. Da, that's it. Uite, avem puțin posibilitate aici. Trebuie să mă anunț înainte să mă așez. Dacă mă aplec un pic în față, o ia ciorba în jos. Dacă stau pe spate, s-ar putea să ia sus. N-am auzit sunetul mașinii, dar știi tramvaiul 41, da? Da. Deci din București. Da. Așa se aude mașina când plecăm de pe loc. Fii atent. Da, așa se ajunge la semafor. Știi cum se auzea? Se auzea clank! Da. Da, mă, e exact senzația. Da. Da. Dacă Elon Musk s-a luat după 41. Asta clar, păi tot, îți dai seama că, bă, Tesla în orice caz e nume românesc, Teslaru, Nicolae Teslaru e român, tu nu știai asta? Nu știu. Cum să nu? Bă, dar astea sunt lucruri cunoscute, te rog, mă pune mâna, citește și tu pe internet. Îmi pare rău. Citește și tu pe internet, adevărul se găsește pe internet. Tesla, numele lui original era Nicolae Teslaru. Unde era născut? Până sud-vestul, mi se pare până în părțile Banatului. Da. Arad, Reșița, pe acolo? Da. Nicolae Teslaru și e român. După aia ne mint ăștia că nu e român. Deci asta e mașină românească. Dacia e o prostie, Dacia e de la francezi, asta e mașină românească. Serios acum? Logan. Logan nu sună nimic românește, ce? Ai văzut vreodată de Logan? Da, uite, Teslaru. Da, se vede că e făcută, dar și cu ecran mare, cum îi place românului. Asta, vezi, plasmă mare. Coziness. Aici sună un pic ca gol, aici nu cred că e nimic, nu? Nu am avut ce să pun aici, Totul este în ecranul ăsta și în motoare și aici e... Ce trebuie să intri acolo? Airbag-ul? Da, dar că nu mai punem întreapă. Airbag. Cum e Musk cu Bășini și cu astea, airbag. Las că ies un clov și face... You're fucking dead! Da. Ies un clov și te anunță Caterin că ai murit, nu mai pune airbag-uri. Iese un preot și îți dă direct, face direct feștanie sau cum se numește. Da, în timp ce râgâie și se scarpină în fund, că așa e la Caterin. Mai faceți revelioane la Club 99? Facem în fiecare an, noi sperăm să mai avem ani care care să se termine și după aceea să facem. Sper să nu se termine anii. Păi, am făcut și noi, am făcut un revelion acolo. Facem revelioane, nu... Uite, acum, ești pregătit? Da. Stai un puțin că am amețit, băi, stai. Dar jur că am amețit, am simțit că mi se duce sângele. Nu simți, nu ai... Am simțit că mi se duce sângele așa în cap. Păi de capul meu. Da, deci în această filmare, trebuie să știți, domnilor polițiști, am mers până la 60, deci a fost dat de la 0 până la 60, atât. Dar nu știu de ce ai vrut tu să... Aici ai blocaj în... și am sumat farurile astea... Eu am crezut că vrei să o iei pe deasupra, că am văzut că era blocaj în coace. Păi de ce nu mi-ai zis? Păi băi, conduci o Tesla, cine sunt eu să te corectez? Stand-up-ul e privit așa ca un fel de văr sărac și prost al teatrului. Tocmai din cauza asta, că nu sună a spectacol, nu arată a spectacol. Când vine actorul și intră cu mantia pe el și face oșteni și aia zic, da domnule, uite asta, face ceva, iartă, știi? Dacă se urcă un băiat îmbrăcat în cămașă pe scenă și zice, salut, ce faci, ce? Te uiți la omul ăla și zici, a, ăsta vorbește cum vorbesc și eu, adică nu e vreun respect. Și când zic că e respect, fii atent. Când zic respect, ai învățat deja, vrei să mergi, zi-mi că te las dacă vrei, vrei să mergi? Da, când ieșim. Da, vreau și eu un pic, da? Când zic respect, că de-aia mi-a dăbășită. Te rog să înțelegi că nu mă refer la această deferență, la această plecăciune, știi? Mă refer la efectiv să respecti că omul ăla chiar face, să zicem, un act artistic. Nu este chestia, dar nici artistic. Da, nu e privit așa și nici până acum stand-up-ul e, a, mă, stai de zic porcărie, aia de vorbesc urât și înjură și a, mă, lași cu prostiile astea. Și pentru asta, pentru că nu sună, în primul rând nu sună spectacol. M-am uitat acum de curând, mă uitam la televizor, era ceva moment de divertisment. Bă, și era ceva absolut jenant, nici nu mai știu ce era. Și dacă mi-aș fi ținut, n-aș zice. Deci era prost scris, dar nu că prost scris, aproape că nu era scris de prost ce era. Și jucat infect. Bă, da, vorbeam cu Melina și ziceam, bă, și de ce merge chestia? Și de ce chestia asta de televizor și de merge și oamenii se supără? Pentru că sună a comedie. Sună a comedie din modul în care vorbesc. Pentru că ei când fac divertisment, nu vorbesc așa cum vorbim. Și domnule, mă urc în mașină cu Crăciun. Crăciun? Nebun, îl știi cum e. Da, domnule, știu. Ce face Crăciun? Apasă pe accelerație. Dintr-o dată simt cum mi se mișcă mațele în mine. Dar nu te cred, dacă-ți jur. Și tu când auzi asta așa, sună... da, ăștia fac comedie, las că știu, ăștia fac comedie. Nici nu mai asculți, nici nu te mai interesează. Sună comedie. Pe când dacă auzi o bucată de stand-up, nu sună comedie. Sună a un om care vorbește, exact cum știu, că vorbim... Da, mă, dar e artă, e... Perfect, ai intrat. Mersi, da. Pentru mine voi ați revoluționat partea asta de one-man show, de comedy, în toată Europa de Est, iar vorbim serios, în toată Europa de Est nu se știa de curentul ăsta, you know? Să știi că în Europa, am vorbit cu oameni de prin mai multe țări, în Europa stand-up-ul a apărut de maxim 20 de ani, deci mai peste tot. În afară de Anglia, că Anglia e caz aparte. În Europa în general avem 62%, ca să știi. Ok. În Europa în general, Franța, Germania. Așa. De vreo 20 de ani a început să se ridice. Adică cam în același timp a apărut și pe la ei ca și pe la noi. Ok. Ce s-a întâmplat? Cum ne dăm din Tesla jos, te dai altfel din Tesla jos, știi? E mai greu acum, ia, vorbește și acum. Da. A, tu ai vrut să faci în schimb ca să poți să te simți. Gata, mă concentrez și eu, da. Uf, ce bine. În sfârșit pot să mă concentrez pe acest nou podcast. Este foarte interesant, apropo de câți cai are și de cât de puternică e, faptul că în momentul în care mergi așa prin oraș, simți că doar ciupești ce poate, adică simți că doar o înțepe așa un pic, aproape că nu se mișcă. E un cal care are așa și face... Da, face... E unul singur care... Da, e un cal din aia 770 care se uită la el și face, serios frate, numai eu? Și aia sunt, hai Dorine, lasă, nu mai face gât și trage acolo, vezi că e în oraș. Ce vrei acum, să venim toți? Hai că a luat-o pe DN! Să mai vină 2-3 băieți aici, că a luat-o pe DN, i-a dat în gură! Da, și doar pe Nürburgring se trezesc așa 300. Dar și pe Nürburgring sunt vreo 50 care nici nu se deranjează dacă nu e Nürburgring. Opa! Gata, 66 era să-mi ia cu permisul. Nu, că arată și că arată cu vreo 3-4 km. Mai de capul meu, bă! Bă, frate, dar stai puțin că asta poate să-ți disloce capul de pe umeri. Dar e incredibil că are, adică nu că e puternic accelerație, e instantaneu. Da, cuplu. Asta este. Dar e instantaneu, adică e ceva direct la stomac, te ia vertigo, efectiv. Da. Incredibil, mă, incredibil. Ce s-a întâmplat la Stand-up Revolution cu Antena 1? Au trebuit să-și rearanjeze toată grila, au mutat absolut toate emisiunile dintr-o parte în alta. Okay. Și în acest joc de, musical chairs, noi n-am mai prins loc. Da, s-a întâmplat peste noapte, adică ei și-au... Da, a fost o decizie luată în condiții de criză și am înțeles-o și am zis ok, îi dăm mai departe. Noi în continuare credem că o să apară emisiunea. Oh. Era bună măcar, adică era... Foarte, da? Foarte bună. Ce fel de umor? Umor din ăsta cu care suntem noi învățați sau umor din ăla de spuneai hei, și acum o să ne plimbăm cu o Tesla? E un talent show, adică noi eram în juriu și veneau oameni și făceau stand-up. Ah, ok. Și a fost foarte interesant că am avut oameni de... prin lume. Ah, și voi făceați cum ar veni crowd work cu ei, de fapt... Nu făceam crowd work, îi jurizam, îi luam în echipă. Ah, și mentorați, da. Adică erați, wow, cât de tare, păi abia aștept atunci. Păi da, știu și eu. Dacă... Băi, da, deci îmi pare rău, chiar îmi pare rău acum. Lucruri cu ei... Uite-te, era șansa ta să intri pe TV și oamenii când auzeau Teo să nu se mai gândească la trandafir. Să prind și eu, să miroase un pic ca smiley așa și fața mea, să-mi prind și eu un pic de... să mă știe lumea. Care e diferența dintre publicul de stand-up din București și publicul când mergeți în provincie? În general, nu e diferența de public la stand-up nu e între orașe neapărat, e mai degrabă între, straturi, de categorii sociale, care se găsesc în toate orașele, știi? Adică e o diferență mai mică între un IT-ist din București și unul din Cluj. Din Cluj, știi? Deci nu pot să zic, adică mai important e că omul ăla e IT-ist decât că e din București sau din Cluj, știi? Contează profesia mai mult decât... Da, zona socială și așa. Ce se întâmplă în schimb în țară și nu se întâmplă în București este faptul că în București stand-up-ul a devenit o activitate destul de uzuală. Se întâmplă foarte multe show-uri în weekend, în multe locuri poți să vezi foarte mulți oameni. Pe când în momentul în care mergem oriunde în țară, oamenii sunt mai bucuroși pentru că e un eveniment. Nu ne au acolo în fiecare weekend să zic, a, nu mergem weekendul ăsta, azi că mergem weekendul viitor. Deci asta e diferența între București și restul țării, e că în București oamenii sunt un pic mai... Da. Și e normal să fie așa, mai blazați. Mă gândeam că nu e o diferență atât de mare între cei din București și cei din provincie, pentru că oricum în București sunt foarte mulți oameni care au venit din provincie. Păi eu am vorba asta, că eu sunt născut și crescut în București și simt că am emigrat fără să mă mut. Deci a devenit ciudat să fii din București în București. Da, și eu sunt din București, tu ești din București? Da. Nu cred că au mai stat doi oameni într-o mașină, în aceeași mașină, oameni din București de 2 ani, de 3 ani, nu cred că au mai stat, sau niciodată. Dar să știi că vorbesc foarte serios. Din ultimii bucureșteni. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori mi s-a întâmplat să se mire oamenii când le zic că sunt din București, îți jur. Și mai cât știi că tu? Da, exact așa e gluma mea, exact așa e gluma mea. Și părinții de unde sunt? Tot din București. Tot de aici! Da, e incredibil cât de ciudat a devenit să fii din București. Și adevărul e că dacă stau să mă gândesc la oamenii din jur cu care lucrez, cu care interacționez și așa, puțini sunt de aici. Asta e. Și eu sunt foarte supărat că mulți prieteni pe care i-am aici în București nu sunt din București. Da. Și sunt foarte supărat că eu n-am primit niciodată pachet din ăla de la mama. Mă țin minte cum veneau pachetele alea din Gara de Nord, în pungile alea de rafie. Alea, ori albe, ori roșii cu... Da, mă, dar nu e niciodată prea târziu, nu știu, de exemplu, acum... Mi-ar plăcea să mă mai nasc o dată, da? Maică-mea s-a mutat foarte aproape de mine. Ok. Acum. Și... mai aduce, de exemplu, acum am fost plecați o săptămână în vacanță și a venit să aibă grijă de pisici. Și când m-am întors, era de parcă venise pachet. Am găsit în frigider murături puse de aia, mi-a adus mâncare, ne-a lăsat fructe, ne-a lăsat aia, nu știu ce, și efectiv de parcă a venit pachet, dar de vis-a-vis, nu la gara, de vis-a-vis. Să-mi spune să-l lase la gara de Nord, măcar să-l simți și să-l lase la un... Da, la naș. La naș, să zici, hai. Nu mai pune mamă murăturile în frigider, du-le la naș, că le iau eu de acolo. De ce nu ai intrat în politică? Știu, deci ai terminat ASE-ul, nu ți-a plăcut, nu ți-a plăcut cartea. Pentru că nu sunt o jigodi. De-aia n-ai intrat în politică, nu ești o jigodi? N-ai cum să fii în politică să nu fii jigodi, mă. Știu despre tine că... Și dacă intri în politică ca om bun, devii jigodie. Devii jigodie pentru că ai de-a face numai cu jigodii și atunci intri într-o că te mănâncă porcii. De parcă îmi zici... Se ia jigodia pe tine. Exact, se ia jigodia. Să miroși a jigodia. N-ai cum, n-ai. Ca să intri în politică trebuie să fii ori însetat de putere, deci să vrei să faci alții ce vrei tu. Să intri vrând să faci bine. Nu, deci nu bani. Să zicem că oricum îți merg business-urile, ok? Merge stand-up-ul, merg business-urile. Așa. Și intri în politică. Cum? Vrei să oferi ceva? Nu? Nu, mai bine mai fac eu o glumă cu... și le fac la oameni bine așa, decât să le fac eu bine... Bă, okay. Asta știe. Era loc acolo. Să parcheze singură? Dar știe să găsească loc, asta e important, mă, să găsească loc, nu să se parcheze pe. Nu, îți dai seama că îi dai tot sistemul peste cap dacă o pui să caute loc în București. Păi uite, da, cum l-am găsit eu, ca să-l găsesc pe ăsta, am ars 4000 de calorii. E ok așa, și acum pot să-l las așa, că s-a trecut și el. Gata. Ziceai că arată centimetri. Ei arată, uite aici. Ah! Ce tare! Bă, ce tare! Gata. Gata. Și eu zic că e bine. Și ai apăsat pe P. Așa. Păi e ca la marca aia de care nu zicem Mercedes. Audi, BMW, mai sunt două. Ba. Ce plăcere. Stai să-ți arăt că mai are... Ai zis că mai e o funcție. Mai are funcția asta. Se numește Romance funcția asta și dacă stai să te gândești un pic, e podcastul lui Bobonete. Știi care are flăcările alea frumoase, exact. Toate și mineu. Dacă vrei, putem să mai facem încă o emisiune acum. Care tot, nu, din nou, fără, nu podcast. Nu podcast, nu e podcast, de fapt ce e frumos se aude. Nu? Dar cred că noaptea chiar îți dă un... Nu simți, nu ți s-a încălzit curul? Nu simți... A, ba, da! Păi te bagă, e fix momentul Romance. Bă, eu cred că ăștia au vrut să facă tot felul de cioace, sau ei să facă și o mașină în jurul cioacelor. Adică... Nu, prima dată au făcut ecranul și din ecran asta zic, ok. Prima dată au făcut asta, dar oprește-l că mă zice prea tare. Și fii atent că poți pui și piesă, fii atent. Trebuie să vedem ce alege. Băi, pe cum te-o dorai, chiar îmi place mașina asta. Este prea cate. Băi, uite, pentru că tot am vorbit despre bucureșteni și am stabilit că suntem ultimii bucureșteni din București. Sau ultima dată când s-a urcat, prima dată de fapt după mult timp s-au urcat doi bucureșteni în aceeași mașină. Am pentru tine ceva. Stai aici, așteaptă-mă. Rafie! Ți l-a pus mama pe Tesla. Am primit pachet, mamă. Bă, dar ce e aici? Am mâncat. Păi, dar nu știi cum erau toate alea, că erau grele. Păi, efectiv ai făcut pachet. Deci ai băgat o întrebare cu pachetul. Ți-ai servit-o singur. Dar acum ai pachet, nu vine să iei ceapă. Sunt prietenii noștri de la Cucu Grocery. Cucu Grocery? Da. Sunt foarte tari. Livrează în București și în Ilfov. O oră maxim două ajung produsele. Și au o grămadă de chestii. Uite, că le trimit aici. Lucrează în așa ceva? Nu, 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 asta e concept... Cucu, da, poate... Cucu, don't be crazy, folosiți asta și rupeți, îți livreze în asta, este extraordinar. Ce da. Tare, rafie cu fermoar. Dar vezi care și mirosul ăla de rafie așa, vezi cum miroase? Da. Miroase a provincie. Bă, și mi-ai pus pachet, mi-ai pus ciocolată, paste, normal. Astea rece sunt foarte bune ca paste. Foarte interesant. Ai mai multe tipuri de bere și fii atent ce sticlă ai primit asta de la Cucu, da. A, rachiu de soc, mă. Gin de soc, da. De gin românesc. Gin românesc de soc, da. Băi, și bere, și ouă, și ciocolată, și muștar. Ai văzut cum se numește? Pussy lover. Oh, e 2022, nu mai e voie să zici așa ceva. Nu, tăiem pussy. Beer chips. Băi, Cucu, și foarte mult gin, foarte multă apă tonică și bere. Și bere, da. Ah, de la BrewDog, băi, nebunie. Da, bere artizanală. Băi, nebunie. Și mai am un borcănaș. Băi, e foarte tare că am primit pachet, bă, jur că e foarte tare că am primit pachet. Este pentru prima dată. Chutney de ceapă roșie și fii atent că am și mi-a pus mămica și bulion. Mi-a pus bulionul, că face, știe mămica că face bulionul ăla bun de tot. Bă, dar este foarte bun și ăsta. Păi bă, că e, deci, uite, că și pastele sunt siciliene și ăsta ai făcut tot în Sicilia. Mamă, deci jur că mă duc și-mi fac paste. Îți jur că mă duc și-mi fac paste. Cucu, mersi mult de tot. Cucule, frățior, te pupă Teo. Extraordinar. Numai premiere sunt și e prima dată când într-o Tesla există o pungă de rafie. Uite asta. Asta e o poză. Asta e o poză, stai să fac o poză. Ia, deschide geamul. Ia să văd. Da, și poți să faci și poză. Asta e. Prima și ultima oară când e ceapă pe o Tesla. Sau când miroase a ceapă. Să mai aici e discutabil. La chestia asta. Îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc extraordinar, pe cuvântul în care am venit plăștit și plec viu. Deci este atât de mișto a fost experiența asta și am mai primit și cadoul, jur. Mă bucur că ți-a plăcut. Mă bucur și mi-a trecut și anxietatea aia că rămânem fără... 59% baterie. 59%. Hai să mai plimb o dată, mai dăm. Mai dăm o dată. Da, mai ai pachet. Ceau, frate, mulțumesc mult. Cu plăcere. Opa, ia. Ai grijă să nu se spargă. Nu se sparge, bre, că e puse bine. Le-a pus. Nu cred că mai primi nimeni pachet pe Tesla. Știi că așa zicea, pachet pe tren? Nu, hai mai puțin dat în gură, mai mult dat în picioare, hai. Băi, e ceva. Da, bă, tată, bă. Pune mămica, pune bere, a făcut mămica bere, dar asta la BrewDog. Și gin de soc a făcut. Gin de soc, aia de la ala bătrânul, de la bunicul, de la tata aia mare. Face la un gin și nici nu pune soc, îi zice el de soc. Nu, e de corcodușe. El face un gin de corcodușe. Nu e nicio problemă. Ai filmat asta când am dat cu capul? Ai dat cu capul în portbagaj? Da, că s-a lăsat ăla și...